Trei copii au incendiat miercuri seară în Joacă un depozit de furaje din localitatea Sărata Basarab, comuna Hănești, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență din Botoșani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, isprava celor trei frați a fost observată într-un târziu de către un vecin care a raportat evenimentul prin apel la 112. De trei ore au avut nevoie pompierii militari din cadrul gărzii de intervenție Săveni și voluntarii din comună pentru a stinge incendiul. Astfel, au fost protejate de foc mai multe anexe din gospodărie și un alt depozit de furaje. În incendiu au ars circa 5 tone de nutrețuri. Alte 15 au fost degradate din cauza fumului, a precizat Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani. În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente care se pot solda cu rănirea copiilor, pompierii botoșăneni recomandă celor care îi au în grijă pe cei mici însușirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor și respectarea strictă a acestora.